Am avut o consultare a biroului permanent al PSD Vâlcea și după ce i-am consultat personal pe toți colegii, cu colegii parlamentari am vorbit personal, cu colegii vicepreședinți din biroul permanent județean, am trimis către București propunerile pentru funcția de prefect și subprefect al județului Vâlcea. Am făcut două propuneri foarte bune, zic eu. Sunt doi oameni din generația mea care sper să, și nu că sper, sunt foarte sigur că vor face o figură foarte frumoasă la prefectura Vâlcea, unde noi am mai avut un prefect de excepție, domnul Florian Marin, și dânsul apropiat de generația noastră, dar acum chiar am venit cu două propuneri, a zice chiar din generația mea de 45 de ani. L-am propus pentru funcția de prefect pe domnul Alin Voiculeț. Alin Voiculeț este actualmente director general al Casei de Sănătate Vâlcea. Are o experiență profesională importantă, este în sistem practic de la înființarea instituției de peste 22 de ani. Pe lângă faptul că are o specializare contabilă, are și o specializare în servicii publice și în asigurarea serviciilor publice. A fost, în calitatea pe care o deține, membru al Colegiului Prefectural, deci cunoaște cu ce se mănâncă meseria, ca să zic așa, și cred că Alin Voiculeț va fi un prefect bun cu care voi colabora cu toată energia și eu și colegii mei pentru binele locuitorilor județului Vâlcea. Am trimis și o propunere pentru funcția de subprefect în persoana unei doamne, pentru că noi așa trebuie să avem paritate în propuneri, și este vorba despre o doamnă care se numește Călin Florentina. Este o doamnă care are o experiență importantă ca jurist, a lucrat la companii importante din județul Vâlcea, o perioadă foarte lungă de timp a lucrat jurist la Energomontaj, după aceea a lucrat la o primărie din județul Vâlcea, o și spun la Poșești Otăsău, iar acum este inspector social la Agenția pentru Inspecție și Plăți Sociale. Așadar, Alin Voiculeț, economist, 46 de ani, și Călin Florentina, jurist, 45 de ani. Alin Voiculeț, prefect, Călin Florentina, subprefect al județului Vâlcea. Chiar discutam cu colegii și sunt două propuneri de oameni noi, absolut noi, în această funcție. Eu cred că este important să dăm șansa unor oameni noi să intre în sistem, să vină cu un suflu nou și, de ce nu, de prospețime în administrația publică județeană. Alin Voiculeț, viitorul prefect, este cunoscut de primarii din județul Vâlcea, vă dați seama, administrând sistemul de sănătate din județ, Casa de Sănătate, toți medicii, tot ce înseamnă spitale și așa mai departe. Cred că puțin primari, colegi primari, nu-l cunosc, îi nominalizez pe primari, pentru că știu că, la fel ca și mine, colegii primari așteaptă de la prefect o colaborare foarte bună. El este un bărbat tânăr, energic, bine pregătit, ca și doamna Călin Florentina, o doamnă bine pregătită, energică, și cred că vor face o echipă foarte, foarte bună în funcția de prefect și cea de subprefect.